coboară și dispare ca o stâlpă. Eu stau în lume, ce frumoasă, ce nebună, ce frumoasă, ce nebună, e albastră-n dulce floare, e albastră-n dulce floare. Bună ziua! Astăzi continuăm prezentarea ediției îngrijite de Valentin Coșereanu, Eminescu, opere, poezii, cronologii și simbioze poetice. Motoul primului volum este un cuget scris de Noica, care sună în felul următor. Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu, a apărut în lumea noastră un om care a înțeles să fie om de plin. Cineva care n-a voit să fie al doilea. Ediția în două volume, care includ opera emesciană din anii 1866-1883, face parte din colecția Opere Fundamentale și este prefațată de coordonatorul acestei colecții, academicianul Eugen Simion, care spune că suntem în epoca în care eminescianismul se conturează și capătă substanță. În episodul precedent am adus note asupra ediției și am vorbit despre noutatea ce o însoțește, totodată argumentând necesitatea unei asemenea ediții periodice, ce ar fi îngrijită și expusă prin prisma valorilor fiecărei generații. O atare abordare ar evidenția măsura și felul în care sunt receptate și interpretate scrierile eminesciene pe decenii, care sunt afinitățile ce își schimbă nuanța și care este constanta fundamentală a operei, acel fir roșu ce trasează atât scrierea, cât și fermenții interpretărilor pe parcursul evoluției. În acest fel, se vor evidenția cu ușurință valorile prin care este analizată opera poetului, prin prisma aspirațiilor generațiilor tinere, ce poartă în sine imperativul inovator. Deci, am parcurs cele 268 de pagini de cronologie ale primului volum, după care urmează cel mai consistent capitol, numit Poezii. Aceasta reflectă versurile lui Eminescu, iar pe lângă faptul că toate sunt aranjate respectând ordinea cronologică, există o descriere a ambianței sociale care motivează poetul a le scrie și există și ecourile acestor scrieri, dar și reacțiile contemporanilor. Bună oară, anul 1866 începe cu o incursiune istorică ce reflectă biografeme în care se menționează vârsta de 17 ani a tânărului poet ce fu văzut de colegul lui Teodor Ștefanelli, vărsând lacrimi de durere din cauza morții dragului învățător Aron Pumnu, care a fost nu doar învățător și îndrumător particular, dar îi era mai apropiat ca un tată. Aici editorul dezvăluie și alte momente, inclusiv alte scrieri ale acelor împrejurări, cum ar fi nota lui Elie Dăianu, care spune: murind Pumnul, Eminescu își pierdea și cel mai mare patron, într-un timp când tatăl său, care avea mulți feciori, era foarte nemulțumit de el, pentru că nu învăța nimic. Ați auzit? Nu învăța nimic, Eminescu. Continu să citez. Era, deci, ca și un orfan. Și acest orfan rămâne orfan și de patronul său, Pumnul. Asta a scris Elie Dăianu. Și asta credeau mulți contemporani ai lor. Însă, după cum ne-a arătat timpul, geniul avea maniera lui de învățare, ce nu încăpea în standardele impuse și se extindeau în enigmatica și vasta transdisciplinaritate, un concept străin acelor vremuri. După această tragedie, Eminescu părăsește și școala din Cernăuți, întorcându-se acasă, iar Aglaida relatează situația într-o scrisoare lui Maiorescu.
După cum am menționat, editorul păstrează datele istorice fixate de Murărașu, dar le și completează cu biografeme mai puțin cunoscute, inclusiv note politice. De exemplu, la data de 10 februarie se complotează lovitura de stat care este pusă în aplicație la ora 4 dimineața, unde conjurații îl obligă pe Alexandru Ioan Cuza să abdice. Acest complot s-a făcut în casă la Rosetti, unde a fost și Candiano Popescu, motiv pentru care Eminescu îl va evita cu gesturi de revoltă pe acest trădător. Ofițer, poet, care era colaborator la același ziar, participând și la seratele Junimii de mai târziu. În acest context, sunt descrise și împrejurările politice care au condiționat plecarea domnitorului și alcătuirea unui nou guvern. La data de 9 martie, este publicată în revista Familia poezia De aș avea, pe care poetul a datat-o cu septembrie 1865. Moment ce adeverește faptul că Eminescu a scris poezii și mai înainte. Odată cu publicarea acestei poezii, Iosif Vulcan îi va schimba numele din Eminovici în Eminescu pentru totdeauna. Tot în luna martie, Alexandru Ioan Cuza, înainte de a pleca la Paris, a avut o audiență privată la Viena cu împăratul. Tot în acel timp, la București, s-a întemeiat Societatea Literară Română, care, fiți atenți, mai târziu a devenit Academia Română. Urmează detalii politice în care țăranii nu erau motivați să-l regenereze pe Cuza, apoi descrierea adunării deputaților care la 10 mai îl proclamă domn pe Carol I. Deci vedem nedreptatea politică care l-a forțat pe Alexandru Ioan Cuza să facă loc dinastiei Germanei, chiar dacă ajunsese în culmea reușitelor pe plan social. Vedeți câte evenimente sociale și politice sunt reflectate doar pe parcursul a două luni? Și ele sunt descrise în detalii, iar pe fondul acestor evenimente, editorul menționează nefericirea lui Eminescu din cauza prăvălirii unui examen la limba greacă, dar și publicațiile ce le făceau în acea perioadă. Scrie despre traducerile ascunse ale poetului, scrie despre broșura lui Maiorescu pentru membrii Junimii, despre apariția romanului Crimă și pedeapsă de Dostoievski și multe, multe alte evenimente sociale ce au amprentat opera eminesciană. Nu ne vom opri la detalii, chiar dacă ele prezintă interes și sunt de o valoare, de o comparație a expunerilor tuturor criticilor și editorilor de până acum. Dar, ca materie impresionantă, este faptul că, odată cu expunerile asupra operilor, Valentin Coșereanu aduce descrierile ale poetului, acestea venind din diferite surse, unele evidențind ținuta, unele aspectul fizic, unele vestimentație, altele pe toate la oaltă, accentuând faptul că pe Eminescu nu imaginea îl interesa, ci substanța interioară. De aceea el se îmbrăca cuvincios. Atât. Pentru că preocupările profunde ale cugetărilor îl duceau în alte dimensiuni, cu alte valori. Toate evenimentele pe care le-am menționat și multe altele sunt doar fundalul ce argumentează fonul motivant al fiecărei poezii. Un moment la care aș vrea să mă opresc este faptul că în făclia numărul 14 din aprilie 1867 apare poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce România? Poezie care nu se regăsește în niciun manuscris eminescian. În acest an, Eminescu a fost întâlnit la Giurgiu cu trupa lui Iorgu Caragiale după ce perindase prin Blaj, Sibiu și București. Dar faptul că această splendidă poezie nu este găsită în manuscrisele lui ne-ar face să credem că au fost și alte manuscrise valoroase despre care nu avem cunoștință, pentru că nu au fost publicate și pentru că nu au fost păstrate.
În februarie 1989, Eminescu, dar și Slavici ajung să fie înscriși la Universitatea din Viena. Și aici editorul aduce toate evenimentele ce se petrec concomitent în societate. Cine moare, cine se naște, cine ce publică și așa mai departe. Tot aici desfășoară informații despre activitățile poetului în afara universității și râvna lui de a se înscrie în cadrul organizațiilor ce propagau românismul. Astfel ajunge membru al societății Românismul, apoi ajunge membru al societății Orientul, unde primește sarcina de a culege folclor din Moldova. Dar asta nu îl depărtează de scrierile în care tânărul poet își exprimă alegoriile și trăirile despre realitatea socială cunoscută, trecută prin propriul lui filtru mental. Urmează iarăși date despre valorile poetului care se fac vizibile de pe atunci când, umblând în haine vechi, Pascal i-a dat bani și l-a trimis să-și cumpere Goethe și haine, iar el s-a întors cu operele lui Goethe și Heine. Apoi, cursiv, se ajunge la detalii despre colegii de facultate și informații despre cine și ce a scris, cum au evoluat lucrurile și cine au ajuns mai târziu acești colegi. Parcurgând întreg volumul, cu toate biografemele și analizele acestora, citind părerile criticilor, înțelegem că opera eminesciană este ca o fântână adâncă de natură culturală, din care curg informații ce transcend închipuirile oricărui cercetător, oricât de cultivat. Iar păinjenișul de trimiteri țesut de editor ne duc acolo unde e greu de ajuns. Dar odată ajungi, apele tulburi devin mai limpezi. Citind opera lui Eminescu trecută prin sita criticilor, care uneori se critică unii pe alții pe alături de opera poetului, și bine structurată de Valentin Coșereanu, am înțeles câteva chestiuni ce rămân constante în cugetarea eminesciană. 1. Că divinitatea nu este constituită din perfecțiuni platonice. 2. Că germenele forței vitale zace în dulceața patimii. Și 3. Că împlinirea acestei patimi naște de ură și răutate. Printr-o astfel de abordare înțelegem de ce eroul filosof din Mureșanu a spus sâmburile lumii este răutate. Și de ce Dan din Sărmanul Dionis, urmărind din depărtările cosmice războaiele de pe pământ prin ocheana din coaja mărgăritarului, se miră cum de nu plesnește mergea albastră de mulțimea urii. Deci, vă las în contradicția acestui raționament, unde triumful răului se poate înfăptui doar prin dulceața patimii. La fel cum întunericul morții devine posibil doar prin lumina vieții. Sănătate tuturor și toate bune! Este trist în lume.